Odată cu lansarea programului GovIT Hub, executivul va oferi o bursă lunară de 2.000 de euro pe o perioadă de 6 luni specialiștilor IT din sectorul privat care doresc să se implice în eficientizarea administrației publice. Avem nevoie de puncte de vedere din exterior care să vină să lucreze în administrație. Asta e ideea, să găsim oameni care sunt dispuși, făcând o pauză în activitatea lor profesională din sectorul privat, să vină să dea o mână de ajutor sau cu o bursă pe care o oferim pentru 6 luni de 2.000 de euro pe lună. Sigur, nu e miraculos 2.000 de euro pe lună, dar e suficient de stimulativ pentru oameni, mă gândesc la tineri, dar nu numai. Deci va avea 6 luni cu această bursă de 2.000 de euro pe lună pentru a crea, pornind de la identificarea unor probleme și de a-și lăsa urmele trecerii prin administrație, prin aceste produse pe care le va oferi nu doar administrației, ci și cetățenilor. Deci va exista această posibilitate prin intermediul burselor sau prin voluntariat, a declarat Dacian Cioloș. Platforma GovIT Hub va reuni oameni care pot contribui la un grad mai înalt de informatizare a administrației publice, astfel încât serviciile furnizate cetățenilor să fie de o calitate mai mare.